Alo, nea șoferul, ce faci aici? Unde te crezi? Crezi că ești cu BMW? Ai rămas setat pe mașini nemțești. Seria Șeptar? Lungar? Băi, tu știi ce mașina asta e? Ce mașina asta? De producție italiană. Este Fiat Tipo, o mașină care a câștigat un concurs. Este mașina anului, desemnată de Autobest. Dar ce, o fie austriacă? Zici că e bine, e italian. Am nimerit. Și, băi, ia te-mi cu prostiile. Ia asta, pune-ți asta să fie de sezon. Asta, ca să ne asezonăm și noi. Și te rog să oprești, că eu mâine trebuie să fiu la ce, concurs. Ce concurs? Ce opresc? Ce mâine? Ce concurs ai tu mâine, vineri? Să... Mașina anului. A, da? Și tu să conduci bine când ți-au făcut rezervație acolo la tine, la, la concurs. Te crezi un șmecher la tine, la emisiune, la volan? Lasă-mă, frate, și pe mine. Ia-te bă la el. Deci asta este una dintre mașinile desemnate să participe la concurs. Da, sunt 7. Era mai scos 2 în oraș. Opel Astra și Hyundai Tucson. Da. Trebuie să o scoți și pe asta. Da. Lasă-mă la volan. Da, așa îmi faci mereu. Azi așa, mâine așa, a doua zi la fel. Păi da, și mâine e concursul, eu ce jurizez? Haide mă, bine, fie. Hai, oprește aici, frate. Hai. M-ai nebunit toată ziua și la volanul ăsta. Lasă-o încolo pe vrăjeală, că nu mai merge. Dacă era să-ți parc și hai, bine. Sănătate, numai bine. Pa. Pa.